Chiar dacă a participat cu numai doi sportivi, secția de luptă liberă a Clubului Sportiv Municipal Zalău s-a întors cu o medalie de bronz de la finala campionatului național rezervată categorie de vârstă juniori 1. Bronzul național a fost cucerit de Sergiu Mureșan, categoria 96 de kilograme, sportiv care sâmbătă 27 aprilie a cucerit cea de-a doua sa medalie națională din cariera de sportiv. După două turnee de calificare, CSM Zalău a reușit să califice doi sportivi la faza finală a campionatului național, faza competiției la care s-au aliniat cei mai buni 8 sportivi din țară. În cadrul celor 8 categorii de greutate la care s-au desfășurat întrecerile respectiv 50 de kilograme, 55 de kilograme, 60 de kilograme, 66 de kilograme, 74 de kilograme, 84 de kilograme, 96 de kilograme și 120 de kilograme. Aflat în primul an la categoria de vârstă seniori, Alexandru Mercea, categoria de greutate 60 de kilograme, a avut o evoluție foarte bună, dar din păcate a ratat podiumul național și din cauza arbitrajului. Alexandru a pierdut la limite toate meciurile, chiar dacă a fost repartizat într-o grupă în care s-au luptat cu 3 foști campioni naționali la edițiile anterioare. Meciul în care a fost cel mai clar dezavantajat sportivul zălăuan a fost cel cu Ștefan Asan de la CSS Steaua București, sportiv care avea să devină vicecampion național. Sportivul de la CSM Zălău a fost arbitrat în respectiva confruntare de numai puțin de 3 arbitri bucureșteni și a fost dezavantajat total. În condițiile în care Alexandru Mercea a fost eliminat din concurs înainte de semifinale, speranțele la o medalie a clubului zălăuan s-au îndreptat spre Sergiu Mureșan. Calificat pe tabloul principal de 8 sportivi, Sergiu a trecut în faza grupelor prin tuș de Radu Zaharia de la CS Rapid București, nimeni altul decât fiul antrenorului secției de luptă a clubului din cartierul Giulești. În faza grupelor, sportivul de la CSM Zălău a mai obținut o victorie în fața lui Iulia Ciulin de la CSS Integral Buzău, asigurându-și prezența în faza semifinală, unde a pierdut în fața lui Alfred Loba de la CSM Reșița, sportiv care ulterior avea să câștige titlul național. În finala mică pentru câștigarea medaliei de bronz, Sergiu Mureșan a trecut fără nicio emoție de Sebastian Bucur, pe care l-a învins cu 6-0 în prima repriză, după care în cea de-a doua a reușit să câștige prin tuș, cucerind astfel medalia de bronz. Sergiu a avut o prestație foarte bună în capitală, având în vedere faptul că el, pe lângă antrenamente, merge la muncă și se pregătește și pentru examene. Atât eu, cât și colegul meu, Gheorghe Pang, suntem foarte mulțumiți de rezultatul obținut. Nu trebuie să uităm însă de evoluția bună a lui Alexandru Mercea. Ne pare rău pentru lipsa lui de șansă. Nu a urcat pe podium, dar a dovedit că are capacitatea de a fi un mare performer și cu siguranță în următoarea perioadă rezultatele nu vor înceta să apară dacă se va antrena la fel de serios cum o face acum. Mulțumim pe această cale clubului pentru sprijinul acordat în pregătire, precum și altor oameni cu suflet care ne-au fost alături. Următoarea competiție oficială din calendarul Federației Române de Lupte Libere, finala campionatului național de cadeți, va debuta mâine la Mangalia, dar din păcate la startul competiției nu va fi prezent niciun sportiv din județul Sălaj.